sau acolo? Aici, deja dacă sau. Bună revenați! Nu respectați distanța socială. Ia-mi toți la un metru unul de altul, vă rog frumos. Puteți. Un pic măcar. Voi trebuie să dați exemplu pentru ceilalți. Puteți. Da, sau lăsați camerele și distanțați undeva. Haideți, dacă respectăm, respectăm cu toții. Eu cred că asta este pentru o perioadă anumită ultima noastră întâlnire în formatul ăsta și o să decidem cum să ne întâlnim pe viitor, dacă acceptați. Cel mai probabil că așa și vom face. Haideți, sperăm. Am decis ca ședința operativă să fie anulată astăzi din motivul de siguranță pentru toți noi. Respectiv informațiile, dar și toate indicațiile și deciziile se discută și se dezbat în regim online și prin intermediul telefonului. Am dispus și acum partea noastră responsabilă de domeniul IT o să operaționalizeze lucrurile în așa format încât să putem avea ședințe online cu toți cei responsabili. Până miercuri, cel târziu joi, acest lucru urmează să fie deja implementat. O să ne fie de folos și pe viitor. Am minimalizat întâlnirile de orice fel și ne străduim să nu supunem riscul niciun angajat și nicio persoană. Trebuie să recunoaștem că este un pic dificil, dar trebuie să ne conformăm situației care este. Capitala va fi gestionată, așa ca să facem paralel față crizei, dar gestiunile de ordin cotidian vor fi puse în aplicare cu regim special. Am decis că aparatul primăriei, dar și angajații, inclusiv a direcțiilor și întreprinderilor, reiterez să lucreze într-un regim special, preponderent exercitând munca la domiciliu. Muncitorii să fie echipați cu măști, mânuși, iar la locul de muncă să fie dozatoare cu dezinfectante. Primăria și marea majoritate a subdiviziunilor vor funcționa cu ușile închise, inclusiv subdiviziunile Direcției Asistență Socială, serviciile acestea fiind orientate integral pentru asistența la domiciliu. Și facem un apel către locuitorii municipiului Chișinău să dea dovadă de înțelegere în această privință. Continuăm această campanie, stăm acasă, atât cât este posibil pentru fiecare. Rugăm să nu veniți la subdiviziunile primăriei, mai ales oamenii în etate care s-au obișnuit să vină la Direcțiile Asistență Socială. Rugăm foarte mult să stați acasă, dar și în alte subdiviziuni, începând cu preturile și finalizând cu întreprinderile municipale. Direcția Asistență Socială și Sănătate a Consiliului Municipal Chișinău a creat o celulă de criză. Și în cadrul acestei celule de criză va fi monitorizată situația și va fi acordat sprijin beneficiarilor de asistență socială. Reiterez, la domiciliu. Celula de criză este constituită din reprezentanții subdiviziunilor structurale ale Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate, dar și direcțiilor teritoriale, care coordonează activitatea următoarelor servicii. Serviciul Asistență Socială Comunitară, Serviciul de Îngrijire Socială la Domiciliu, Serviciul Social de Asistență Personală, Serviciul Social Echipa Mobilă, Centru de Găzduire și Orientare a Persoanelor fără domiciliu stabil. În calitate de coordonator a celulei de criză, sunt desemnați șefii direcțiilor teritoriale de asistență socială, directorul centrului de găzduire, managerul echipii mobile și șeful secției protecției persoanelor în vârstă și persoanelor cu nevoi speciale din cadrul Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate.
Activitatea celulei începe de astăzi și va consta în informarea în masă a beneficiarilor de asistență socială despre măsurile de precauție privind prevenirea îmbolnăvirii cu COVID și monitorizarea zilnică a persoanelor în etate în special și persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor singuratice, lipsite de suport din partea copiilor, rudelor și altor persoane. Dar și, cum am spus până acum, asistență directă la domiciliu. În ceea ce privește domeniul sănătății, asociațiile medico-teritoriale din sectoare au întreprins mai multe măsuri cu pacienții preluați cu suspecții cu COVID. Trierea pacienților la intrare în instituția medicală, termometrie, asigurarea pacienților cu soluții dezinfectante, măști la necesitate. Lucrătorii de asemenea au fost echipați cu măști, mănuși, dezinfectate, termometri. Supravegherea persoanelor aflate în carantină prin telefon după locul de trai. Rețelele prescrise pentru medicamente compensate sunt eliberate la registratură. Persoanele care nu se pot deplasa primesc rețetele acasă pentru perioada maximă de 3 luni. Pacienții cu infecții respiratorii virale acute vor fi primiți de către medicii de familie care la moment primesc în instituție pentru a exclude vizitele repetate și circuitul nejustificat în instituție. Instituțiile medico-sanitare spitalicești sunt responsabile astăzi de mai multe lucruri. În primul rând, organizarea punctelor de triaj la fiecare intrare în instituții, în zonele de așteptare pentru efectuarea termometriei și anchetării epidemiologice în baza definiției de caz aprobate. Asigurarea păstrării destinației sociale între vizitatori și personal medical, informarea personalului privind utilizarea corectă a echipamentului, respectarea igienei mâinilor și altor componente de prevenire și control al infecției, atenționarea pacienților despre regulile de respectare a igienii respiratorii și igienii mâinilor. Un anunț foarte important pe care îl consider este că de astăzi vom lansa platforma de voluntariat. Sunt mai multe organizații formale și neformale care sunt gata să ne ajute și eu le sunt foarte recunoscător pentru acest lucru. Dar în același timp vreau ca toți să conștientizeze faptul că aici avem nevoie de o colaborare foarte strânsă cu celulele de criză din cadrul Direcției Generale Asistență Socială. Și toți cei voluntari care doresc să ajute persoanele în vârstă sau persoanele cu nevoi speciale să-și coordoneze acțiunile cu direcțiile teritoriale de asistență socială și sau responsabile Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate. Vrem să avem un program comun și în acest context să păstrăm regulile stricte, pentru că acest lucru este important pentru toată lumea. Persoanele în etate, persoanele cu nevoi speciale, persoanele singuratice care se confruntă cu situații dificile, cu caracter de urgentă, pot solicita asistență la telefoanele de urgență ale Direcției Generale de Asistență Socială și Sănătate și Direcțiilor Teritoriale de Asistență. Toată informația va fi publicată pe site-ul primăriei, dar și pe site-ul Direcției Asistență Socială. Vreau să cunoașteți că această comunicare este continuă, încă de săptămâna trecută. Practic, fiecare asistență socială are în vizorul său 12 persoane și în acest sens suntem operaționali să acoperim necesitățile de primă necesitate. Repet, o altă informație foarte importantă. Pentru orice informație suplimentare referitor la COVID, cetățenii pot telefona la linia verde a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică 0800 123 00 sau linia verde a Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate 022 27 27 14 sau 112. Noi suntem în proces de elaborare a unei platforme online unde ar putea fi oferite toate răspunsurile de specialiști pentru informațiile care sunt de interes public cu privire la COVID, tot ce ține de materialele informaționale, tot ce ține de adresări unde și când și cum pot să fie făcute,
Dacă astăzi aceste informații sunt pe site-ul primăriei, reiterez, încercăm până la sfârșitul săptămânii să lansăm un portal în care toate aceste informații să fie consolidate. Tot ieri am decis ca toți angajații din domeniul educațional din municipiul Chișinău, aproximativ 14.500 de persoane, să muncească la domiciliu, începând cu ziua de astăzi, în contextul situației epidemiologice nefavorabile privind infecția cu COVID. Cadrele didactice și cadrele didactice auxiliare urmează să monitorizeze zilnic starea sănătății în rândul copiilor, elevilor, prin telefon sau alte mijloace tehnice de comunicare. Totodată, instituțiile vor raporta zilnic Direcției Generale Educației, Tineret și Sport dinamica situației epidemiologice în rândul copiilor, elevilor și angajaților. Actualmente, cadrele didactice sunt încurajate de a propune elevilor utilizarea eficientă a timpului prin diverse activități de consolidare, aprofundare și dezvoltare a competențelor specifice la disciplinile școlare. Începând cu săptămâna trecută, dar și sâmbătă, duminică, astăzi și în zilele care urmează, suntem în proces de elaborare a modulilor electronice pentru instruirea de la distanță. Nu putem să vă spunem cu certitudine cât ne va lua ca și timp, dar o facem că până la urmă va fi necesar pentru noi și pe viitor. Vom încerca la maxim să utilizăm eficient această perioadă pentru a dezvolta module de învățare de la distanță pentru copiii noștri. Am zis că astăzi, de la 50 până la 150 de profesori, identificăm cei mai buni pe care îi avem în capitală pentru a înscrie orele online, pentru a dezvolta aceste module online și vom reveni cu detalii asupra conceptului până la sfârșitul acestei săptămâni. Am rugat și Ministerul să ia atitudine în această privință și să ne conjugăm eforturile în această direcție. Astăzi, transportul public a funcționat la maximă capacitate. La linie a fost scos tot efectivul de autobuze și troleibuse de care dispunem. Asta pentru ca cetățenii să nu se îmbuzească atât în transport cât și în stație, dar să păstreze distanța recomandată de cel puțin un metru între persoane. În această privință, este important să conștientizăm faptul că toate aceste lucruri trebuie să fie respectate de absolut toată lumea. Vreau să știți că am dispus ca și Ministerul de Interne să fie implicat în această privință, să monitorizeze strict traficul. Recomandările noastre, ca să nu spun dispoziția de fapt a noastră, a fost de a nu avea mai mult de 15 persoane în maxi-taxi pe rutele din Chișinău și capacitatea maximă de încărcătură pentru troleibuze și autobuze să nu fie mai mare de 60%. Am văzut unele cazuri astăzi de dimineață, personal am ieșit să monitorizez aceste lucruri, că nu peste tot s-a reușit să fie această recomandare respectată. În special pentru cei care vin din suburbii. Facem apel și către locuitorii municipiului Chișinău să fie cât mai prudenți, să respecte această distanță socială. Facem apel către angajatori ca pe parcursul zilei, până o să luăm deciziile care se impun, pentru că astăzi monitorizăm din foarte strict tot ce avem pe linie de transport și urmează la ședința Comisiei de Situații Excepționale să decidem cum în continuare vor evolua lucrurile în această privință, cum va funcționa transportul pe viitor, începând cu ziua de mâine și tot așa mai departe. Rugăm oamenii încă o dată să fie foarte înțelegători în această privință, să respecte această distanță, să respecte recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, să respecte recomandările Guvernului Republicii Moldova, ținând de sănătatea lor nemijlocită, a celor apropiați. Vreau să vă spun că în această perioadă sunt mai mulți agenții economici care sunt gata să doneze bani
sau produse, sau să presteze diferite servicii pentru necesitățile municipalității. În acest context, vreau să vă comunic că, începând cu ziua de astăzi, urmează să deschidem aceste conturi în care pot fi virate aceste surse financiare. Sursele financiare vor fi direcționate, în primul și în primul rând, pentru necesitățile pe care le avem atât în sistemul medical, cât și în sistemul de asistență socială. Pentru cei care muncesc astăzi de zi cu zi ca să prevină sau să trateze cazurile pe care le avem. Pentru cei care nemijlocit, inclusiv instrumentariul, care acordă această asistență la domiciliu. Cei care vor să contribuie într-un fel sau altul, rog să fie contactați viceprimarii Inga Ionesi, responsabilă de blocul economic, și doamna Angela Cutasevici, viceprimar, responsabilă de domeniul social. Toate întrebările în această privință vor fi răspunse în nume de aceste două persoane sau și subdiviziunile pe care le au în subordine. Un rol important în această situație de criză, am spus că este informarea corectă a cetățenilor. Și aici fac apel către toată media. Vă rugăm mult să nu speculăm, să nu creăm panică, dar să informăm pe maxim, la maximum corect, despre tot ce se întâmplă. Și vreau să le mulțumesc tuturor celor din domeniul publicității. Astăzi avem 10 de panouri deja instalate, până la sfârșitul săptămânii vor fi aproape 100 de panouri instalate pe teritoriul municipiului Chișinău, dar și în suburbii. Tot de astăzi și în zilele următoare vor fi instalate mai multe lightbox-uri, mă refer la panouri publicitare din stații, acolo unde este mai multă lume, și solicit și oamenilor să citească această informație. Sunt recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, sunt recomandările noastre în această privință și să țină cont de toate aceste recomandări. Tot astăzi urmează să recepționăm alte 200.000 de buclete informative pe care le vom distribui în zilele următoare. Deja, doar în ultimele 3 zile, ca să cunoașteți, au fost lipite, au fost distribuite, în special în curțile blocurilor de locuit, 40.000 de afișe și postere, dar și toate instituțiile primării și subdiviziunile acestei. Dispunem de materiale informative ale Organizației Mondiale a Sănătății, care vor fi și trebuie să fie și ele repartizate. Dispunem și suntem în proces de realizare, și vreau să mulțumesc pe această cale regizorilor buni ai noștri pentru disponibilitatea de a crea mai multe spoturi video cu diferite tematică pe care vom solicita instituțiilor media să le plaseze pe viitor. Credem că le vom avea în disponibilitate începând cu ziua de miercuri, altele decât cele care au fost până acum. Totodată, vreau să vă comunic că lucrăm intensiv și cu portalurile media, site-urile, pentru a difuza informația la maxim. Rog mult tuturor care sunt implicați în acest proces să dea dovadă de maximă prudență și maximă cooperare. Noi suntem deschiși de partea noastră. Vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor din domeniul artei, din domeniul culturii, din domeniul sportului, care au acceptat să facă îndemnuri pentru a preveni situația de criză în cadrul campaniei Stăm Acasă. Contăm foarte mult pe susținerea dumneavoastră și dacă ne puteți ajuta, suntem foarte recunoscători. Știu că ieri, din numele meu și al primăriei, au fost transmise cele mesaje care mizeam să fie publicate de dumneavoastră. Haideți să o facem cu toții conjugat pentru a informa cât se poate de bine cetățenii municipiului Chișinău. Spre mare regret, am văzut că foarte mulți totuși ignoră aceste recomandări. Vă rugăm mult. Noi nu inventăm ceva. Nu vrem să creăm panică. Nu vrem ca să faceți ceva ce nu este în limita acestor recomandări.
sunt recomandările guvernelor statelor lumii. Situația este așa cum este ea. Haideți să dăm dovadă de maturitate și să nu facem acțiuni pe cont propriu. Usturoiul, lămâia, mandarinele sunt bune, dar vă rugăm foarte mult. Sunt recomandări foarte stricte și cel mai bine este ca fiecare locuitor să țină cont de aceste recomandări. Cei care vor să ne ajute la repartizare, împărțire, dar și afișarea materialului informativ în market-uri, magazine, locuri publice, rugăm să ne contacteze. Vreau să le mulțumesc tuturor din rețelele de supermarketuri care au răspuns pozitiv la apelul nostru de a plasa publicitatea în interiorul acestor instituții. Cum ne arată experiența altor țări, doar prin unitate și eforturi comune, prin conștientizare și responsabilitate, prin grijă față de noi și de oamenii din jurul nostru, vom putea depăși această situație pandemică. Noi, ca autorități, facem tot ce ne stă în putere, dar mizăm și pe suportul fiecăruia, atât pe suport, cât și pe responsabilitate proprie. Vă mulțumesc, dacă sunt întrebări, vă răspund. Până când primăria nu are niciun fel de costuri în această privință, vreau să vă spun că am discutat cu Academia de Studii Economice, cu Universitatea Tehnică, cu agenții economici din domeniu și ei sunt gata să ne ajute în această privință. Cât timp va dura, vă voi putea comunica după ce specialiștii ne vor furniza conceptul final, cum este cel mai bine să ne organizăm în această privință. Cred că o să ne ia câteva zile ca să furnizăm acest concept. Și, de exemplu, dacă elevii vor face aceste lecții online, orele pierdute nu vor mai fi recuperate în vacanță sau în cândva? Nu este de competența noastră să stabilim aceste lucruri, este de competența Ministerului. Noi, evident, că vom veni cu unele recomandări în această privință, dar este prematur să vorbim despre ceva cu privire la acest subiect. Spuneați că o parte din angajații primării muncesc de acasă. Dacă ne puteți spune cam cât la sută totuși vin la birou sau sunt implicați în muncă și cât la sută stau acasă? Am făcut un orar special, un regim special, o să vină oamenii și mai târziu la serviciu. Iar cei care sunt de fapt responsabili, viceprimarii, șefii de supraveghere, conducătorii de instituții, urmează să stabilească acest orar în dependență de fiecare instituție în particular. Este important ca circulația documentului să fie asigurată pe deplin. Este important ca serviciile să fie asigurate pentru locuitorii municipiului Chișinău și în această privință muncim cu toți. Și încă o întrebare. Vrem să știm dacă primăria le oferă angajaților măști, mănuși, în special exemplare de transport electric, taxatorii care intră în contact cu foarte mulți oameni. Am dispus ca să fie asigurate toate aceste lucruri. Eu personal am verificat și erau dimineață. Am atenționat pe cei care și-au scos măștile, că am văzut și șoferi care au cu masca pe barbă. Este sănătatea lor și le recomandăm totuși să țină cont de aceste recomandări. Referitor la magazine și frizerii, va fi un regim special sau vor fi închise total? Ceea ce a decis ieri, s-a decis ieri la ședință Comisii pentru Sănătatea Publică, în cadrul acelei ședințe extraordinare, este vorba despre magazinele care vând produse alimentare și farmaciile, dar și benzinăriile în această privință. Am atenționat ieri la ședința Comisiei Situații Excepționale să fie luat în calcul faptul că la benzinărie avem și cafinele. Și acolo ar trebui să fie restricționat acest regim de lucru. Cum urmează deja să vedem de fapt. Eu intuiesc că ar putea să fie agenții economici care nu s-au conformat deciziilor Comisiei Sănătate Publică. Dar aici deja ține de competența organelor respective să intervină. Totuși, cel mai bine este să stăm acasă maximum posibil și să nu expunem riscului persoanele care lucrează la noi, în instituții, în alte instituții, dar și eventual rudele acestora, tot așa mai departe. Ceea ce vă pot spune cu certitudine este că astăzi, mâine,
vom monitoriza acest proces din strâns și acceptăm faptul că avem astăzi persoane care nu vor să se conformeze sau spun că lucrurile nu sunt atât de grave. Vă atenționăm o dată în plus. Lucrurile sunt grave, iar consecințele pot fi și mai grave. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a ceva de viață. Astăzi am spus tot transportul public pe care îl avem în disponibilitate. Absolut toate unitățile de transport, chiar dacă, conform acelor analize pe care le avem în prezent, astăzi în municipiul Chișinău se circulă ca în perioada de vacanță. Mă vorbesc acum de capacitatea oamenilor. Deși am văzut și autobuse și trolebuse mai pline, am atenționat șoferii, dar trebuie să avem grijă și de șoferi și de taxatori, pentru că și ei sunt oameni care sunt supuși riscului. Respectiv, urmează să luăm aceste decizii despre care spuneți dumneavoastră. Eu am transmis informațiile cu acest caracter, pe de altă parte, ANTA și Ministerul de Interne monitorizează și ei acest proces și urmează să luăm decizii de comun la ședința situației excepționale astăzi seara. Până când sunt câteva scenarii, dar nu vreau ca să le discutăm în prealabil. S-a închis piața centrală, în datul acesta s-au închis și toate piețele din toate sectoarele? S-au închis, ieri au lucrat piețele în regim restricționat, de la 11 până la 14, unii s-au conformat, alții mai puțin. Dar există decizia Comisiei, pentru că aici nu putem interveni noi pe parte de autoritate publică locală. Întreprinderea municipală Piața Centrală este însă o subdiviziune a municipalității și acolo am putut să intervenim așa cum este necesar. La alții le-am recomandat, reiterez, unii sunt mai conștienți, alții sunt mai puțin conștienți. Eu cred că de astăzi aceste lucruri vor fi deja restricționate prin acea decizie despre care vorbim, iar organele de drept vor verifica corectitudinea executării acestora. Vreau să vă spun că sunt neplăcut surprins, chiar sunt șocat de faptul că unii au făcut uz de această situație, au majorat prețurile sau vând ceva la negru. Cred că trebuie să fim în această privință solidari și să nu încercăm să scoatem foloase, în special financiare, de faptul că avem această criză astăzi. Și acest mesaj este atât către agenții economici, cât și pentru persoanele fizice. Cum ați menționat că majorarea prețurilor chiar am observat că s-a scumpit ceapa, 15 lei, de exemplu. Primăria va întreprinde ceva măsură? Primăria nu are competențe ca să întreprindă. De asta am solicitat tuturor organelor responsabile să verifice aceste lucruri. Acesta a fost și unul din motivele pentru a închide piețele, pentru că acolo este mai complicat de regulat ceva în această privință. Au fost și multe alte motive, deci ca să nu se perceapă că este singurul motiv. Recomandarea noastră pentru rețelele de magazine este să restricționeze accesul și vom vedea cum vor încerca să respecte ei. Pentru că această distanță socială este importantă și pentru cei care activează în instituțiile respective, și pentru vânzători, și pentru cei care stau la aparatele de casă, etc. Vreau să mă întreb și despre cantinele sociale. S-a reușit deja livrarea produselor persoanelor? Da, cantinele sociale sunt închise, iar livrarea produselor se face în exclusivitate la domiciliu. Am zis că acoperim integral, aici situația este sub control total. Alte întrebări? Vă mulțumesc mult, vă spun o zi bună și vă spun, aveți grijă de dumneavoastră, de toți cei pe care îi aveți în apropiere și să duceți cât mai pe larg acest mesaj cu recomandările pe care trebuie să le avem în prezent ca să depășim această situație de criză cât mai rapid. Toate bune și frumoase!